Salutare prieteni și bine v-am găsit la Super Mondial, emisiunea, singura de fapt, emisiune de la miezul nopții care nu are asistentă TV. Totuși, dacă se uită șefii, ca să știți, pentru o sumă modică pot oricând să renunț la cămașă. Și am făcut și dansuri populare când eram mic, deci putem încerca un concept nou. <laughs> Astăzi s-au jucat primele meciuri din Optimia, Olanda-Sua, 3 la 1, au învins, au învins olandezii, merg mai departe, băieții din Statele Unite se duc acasă, încep sărbătorile mai devreme, asta este. Bănuiesc că sunt mulțumiți pentru locul pe care l-au acum. Au ajuns destul de departe. Și Argentina-Australia 2-1 la în această seară. Messi, 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 Messi defilează spre finală. Și pentru a-i da sfatul lui Messi după ce se va retrage, am chemat astăzi un invitat care s-a reprofilat repede după ce a renunțat la fotbal. Este influencer și mai nou a început să lupte în cușcă. Probabil ca să scape de hateri. Încă nu știu de ce. Doamnelor și domnilor, Ștefan Ciuculescu. Bună, bună seara! Bună seara! Te salut, George! Am intrat în cușcă mai mult sau mai puțin de nevoie. De ce? te am trimis de acasă mama, tata? Nu, dar nu, nu am intrat niciodată într-o cușcă și am zis, bă, de ce nu? E o șanse, dacă e, poate prind un <laughs> Cu Cum zic că eu mă uitam de mic la cățel care era în cușche și am zis, ia să mă la lei. Și... la lei. La lei? La lei. Ai fost la zoc, tai tu ești băiat de eu oraș. Eu, ești... eu sunt băiat, da. Ești din București, nu? Da, născut și crescut pe străzile din București. Și acum aș spune ca orice telespectator, da părinții, de unde sunt? Mama de la pătrăuți. <laughs> Zic. și tata de la capitală de la Craiova. <laughs> exact. Exact. Combinația fatală. <laughs> Cum a zis bucureștean jet veget, până, la... până, până, până la Până la capătul tramvaiului. În ce carte ai crescut? Drumul Taberii, Racova, uh, ferentari. Uh, am crescut, to nu? Le-ai luat pe toate la <laughs> rând? Da, um, Voi vă mutați așa. Bă. Nu, nu, nu. E, casa stătea într-un singur loc. Eu mă plimbam. <laughs> <laughs> a, tu mai plecai la rude sau? ce rude? De unde rude? De unde, Nu știu că erau la pătrăuți și la... La pătrăuți am fost o singură dată și eram foarte mic. Așa. Și era să mă cumpim cu venișoara mea. Fără Aolea. să știu. Fără Aolea. să știu. Aolea. Nu știu. <laughs> nu știam, pe bune. Dar pe unde-i pătrăuți? Și la uh, rădău Suceava. A, ah, deci ai genă de moldovean. Da. Am înțeles. De fapt, rădăuți Suceava e bucovinean. bucovinean. Te rog frumos, Mare atenție nu fă... ce spui, George, că știu. George. Nu compara Moldoveanul cu Bucovina. Diferență mare. Niciodată și niciodată Brăila nu este Moldova. Niciodată. Sunt două legi ale naturii, ale S geografiei. Nescrise, dar. Da. da. Punctate. Te-ai uitat la din seara asta? Argentina cu Australia? Bine, o parte era aici, da, da, doar ce ne întrebam. Da, pe final nu am apucat să-l văd, însă, da, am văzut câteva acțiuni ale lui Messi, spectaculos ca de fiecare dată. Și la această vârstă. Și la această vârstă. Uite cum a ajuns și el să joace, să strângă o mie de meciuri, ca și Ronaldo. Da. O mie de meciuri. Ce? Puțin, nici nu pot să... Păi dacă stau să le adun pe alea din copilărie, cu gimnaziu... Avem cu... peste o mie. Da, lejer. Cu 5 minute din pauza de școală? N-am o mie nici începute. <laughs> nici în cariera de la FIFA n-am o mie de meciuri jucate cât a jucat Messi. Da. Dar eu, eu, mă tot întreb de, de când a început acest campionat mondial, ce o să facă Messi după ce, după ce renunță la fotbal? Te-ai gândit vreo clipă? Că nu prea are stof așa de antrenor. Nu. Pare că și nu, nu stă văd, bine pe comunicare. Și nu-l văd nici măcar așa prin conducere, cum e prietenul nostru Daniel Niculae. Da, da, nu, îți uh, trebuie un pic de zvâc. Îl văd așa ceva pe stilul David Beckham. O ah. să-și facă clubul lui, până Argentina. Zici? Da. Mai degrabă îl văd pe Ronaldo așa, că Ronaldo că la club trebuie să fii și prezent și Messi așa mai retras. Nu, e, Ronaldo mai... o să fie antrenor 100% antrenor? Ronaldo pe Ronaldo îl văd antrenor. Adică s-a văzut și la finala campionatului european de în 2016. Când alerga într-un picior și Săracu... făcea cu toate alea. mai avea puțin lua sacoulul omul ăla. și o să-i învețe pe jucător cum să facă siu. Și sigur că da. Siu! Care declarațiile dumneavoastră de dinainte de mei? Siu! Gata! Îi câștigăm, îi rupem. Cum făcea Gigi? Vă dau cu mire, îi rupem câștigând campionatul la pas. Vă să întreb, cu ce fotbalist intră în cușca de memea? E cineva cu care -am, ai zice, bă, da. N-am o idee. Din afară, măcar. Ca să nu facem Gatuzo. O... Cu Gatuzo. Mamă, fost un fotbalist Gatuzo m-aș vedea ah, a, în s-a și îngrășat un pic da, acum, Da, <laughs> Materații. dai seama. Sau cu, Soares. Și Soares Sau cu soare. Și Soare. Nu, că la mușcă. <laughs> da, nu, și corect, nu. În cușcă n-ai voie cu... -ai. cu, mușcă. după aia stricăm povestea lui Mike Tyson. Corect. <laughs> și n-are rost. Dacă ai fi puternic, cu adevărat, ai zice lata no, să terminăm meciul repede. Între cine? Stai dai seama, cu zlată în învingător, de vreo hai, și mă și tu nu anticipezi piciorul ăla, hai că e simplu. Da, dar are și el câțiva ani de judo, karate, nu știu ce. Are alonja, cu... cum zicea bă, Benny. E, are are, alunză, alunză, are alunză destul de mare. <laughs> are alonja de nu știi de unde vine. E posibil. E posibil să nu se știe. Da, 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 nu, e și mare, e și periculos. Dar s-ar putea să fie doar câinele ăla care latră... Nu, nu cred. Nu. Da, sigur. Da, fatal, are puterea Nu-l cred, nu. Si s-a spus vreodată că semeni cu vreun jucător? Uh, acum, de când am deschis Academia de Portari și mai antrenam și copii în perioada rapid, Liga 4, Liga 3, când eram la Rapid, mai antrenam copii și toată lumea, toți copiii îmi spuneau în mare parte că semeni cu, că cu X-Breaker. Eu, <laughs> eu, YouTube, X-Breaker, am văzut că a fost invitat da, și aici. Da, a fost, că zici. Să știi că astăzi m-am orientat un pic și după asta. Eu, în mintea mea, măcar X-Breaker, e vreun dansator, vreun nu știu ce, YouTuber. <laughs> e vreo schemă de o faci la joc. Da. da. După aia, când am văzut că a fost cunosc. invitat, la, mm -hmm. invitat în această emisiune, m-am uitat la el. Și cul, mi a fost portar. Nu da. N-a ajuns. Bine, da? da. nici eu nu am ajuns cine știe, pe unde, dar... Da. Ia uite, da. uite la cine am găsit. Ți-am găsit, fratele. Sigur. Zii tu că nu seamănă. Robertson. La Zâmbet, suntem un la unul. Robertson. Robert, Hai mă, că pare, tu la bătrânețe, pare tu mai târziu, peste 10 ani. Peste două ore, pare așa. pare tu după ce mergi la târgul de Crăciun. la târgul de Crăciun. După ce bei un vin fiert, așa arăs, crede-mă, te-am văzut la o petrecere deja. Da. să Da, dar ți apar. După vinul fiert. la o vârstă te apar și nu? Vinul e renumit pentru acest... Sincer, mi-a fi plăcut să fiu un locul lui Robertson, să câștig și eu în Champions League, să joc câteva finale. Frumos. Da. Frumos. Jucător de calitate. Sau un... nu neapărat să joc. Măcar cardul lui, contul lui să la. <laughs> Măcar așa să... Uite, dacă vrei după emisiune, îți dăm numărul lui și îl suni și zici, frate, sau nu, brother. My bro. My bro. I'm from Romania. Îi trimis poza asta. Cum făcea băiatul ăla de pe TikTok, de stătea în fața palatului și spunea, eu sunt băiatul reginei. ah, <laughs> care, da, 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 băiatul român am de Am acte bretan. doveditoare. Da, am acte doveditoare. Că sunt... Și zici tu, eu sunt fratele lui Robertson. Da. Și mai avem o poză, ne-am mai gândit la cineva. Ia să vedem. Da, mai îndepărtat așa un pic. Ah. Seamănă, dar nu răsare așa. Da. Mi s-a părut mie că poți să încerci Când și cu decât... el să-i spui că ți e rudă. Când de cât. Da, 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 mm? da. Werner, Timo Werner. Timo Werner, da. Mm? Chelsea, Ce frumos, Dan Petrescu. Mm? E stric istoria lui Neadan. Lu... <laughs> dacă m-aș duc, duce dacă... la Chelsea, e stric da. istoria lui Neadan. Te, te duce? Pe ce funcție te duce la Chelsea? Dacă ar fi să ar fi să caute om. Painter. <laughs> <laughs> Pot să te pe acolo. Ce se... Pe Inter, grafician în cărămidă. A, nu înțeles. știu. Na, e greu să te gândești vreodată că poți ajunge la un club de, de genul ăsta. Și că atâta timp cât am jucat fotbal, îți dai să aveam visul la Bă, vreau să joc la Real Madrid. Acolo te vedeai. Da. A, și Vrei, juc... Aveai vreun jucător pe care voiai să-l mai prinzi în activitate? Din da. vechea gardă? Era, e foarte greu, era foarte greu, însă pot spune și mă laud cu treaba asta că am stat personal și l-am întâlnit personal pe Iker Casilias. Pe Casilias? Da. Și tu, că am vorbit la un moment dat și cu Liviu Guță, la fel, la care mi-a că e prieten cu Casilias. Da, da, da. Da? Și cum e ca? Adică în ce limbă nu ați înțeles? -am. Știa română? Când, fiind copil aveam vreo 15 ani, 16 da. ani. Când am ajuns să-mi întâlnesc idolul, Corect, stai că da, tu fii importar. Nu mai ai limbă, nu mai ai, nu mai știi cum să te deci Exprim. topul portarilor tăi este odată Iker Casilias, Casilias, Cu cu care am crescut și da, 100% da. și tu ai crescut, portarii de top, Casilias, Buffon, Buffon, Oliver Kahn. Oliver Kahn, mamă, deci e fix același top îl am și eu, bine, încă la mine nu-i definit pe cine aș pune pe primul. Și de la Rapid îl aveam pe Doha. Dolha. Do de la, Do la Rapid am avut Bogdan Lobunț și cu Dani Coman. Coman coma, nu, nu, m-am timp, nu, m-am luat rază și coma n-am uitat de Dan, Cum da. ai trăit celebra perioadă? UE fantastică. Știu că ești rapidist. Aș minți să spun că sunt rapidist de mic și așa, nu. Okay. Rapidul m-a făcut să devin rapidist. Când A, am deci ajuns după aia la aia ajuns, te ai ajuns, da. tei convertit. Da. da. Mm. Uh, junioratul l-am făcut la Steaua, era așa aproape de casă, Na. Problemele care au care au fost din trecutul meu, mm însă am avut așa pentru Rapid o chestie sentimentală, știind că bunicul meu a fost rapidist, știind că pot să mă duc la Rapid și să o iau de la zero cu acest club și să le ofer bucurie oamenilor. Și știm foarte bine că sunt foarte, foarte mulți și nu doar în țară, ci da. și în afară. Da, sunt mulți suporteri. Plus de asta, am mai fost o chestie pe care toți o avem. Orgoliu. 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 Nu o renunțăm la orgoliu niciodată. Avem orgoliu și când ești dat afară, dat afară. Trecutul. Se întâmplă. Cum se întâmplă, și în carieră? Prin și momentul în, viața, în care în să le dai, așa, cu o palmă peste nas oamenilor care te-au judecat și te-au judecat greșit? Da. Eu am profitat de treaba asta și le mulțumesc tuturor Rapidiștilor și clubului rapid pentru ceea ce a spus. ești acum. acum, ce ești acum? Un filozof. Dragule, așa. să știi că noi avem și un corespondent în Qatar, da. un traducătorul, care ne relatează zilnic ce se mai întâmplă, lucruri pe care nu le vedem la televizor, el ne le arată. Și astăzi are încă un interviu. Am înțeles cu un comerciant român. Sigur că care da. vinde pe acolo lucruri care. Hai să vedem despre cine e vorba. Salutare, prieteni! Să-răumâna mamă, să știi că încă nu mi-am găsit aleasa, dar promit să caut pe cineva după chipul și asemănarea ta. Sper doar ca ea să nu mă bată. Așa cum vă ziceam, zilele trecute românii sunt peste tot în lume și am găsit aici, în Qatar, un comerciant român care vinde suveniruri la fel de bine cum vinde Gigi-terenuri. Alo! Vino în coa domnul Emir să îți dau un suvenir. Vino să îți umplu o plasă să mă duc și eu acasă. Bună seara! Cum vă numiți și ce faceți aici? Alo! Jean mă cheamă țara, știe că mă țin de bășcălie. Mai ieri vin de-am un fiert, azi obiecte în deșert. Hai să îți dau un suvenir să te înveselesc puțin. Ce suveniruri aveți? Alo! Am de toate bani să ai pe toți mie să mi dai. Căni, în chiar și magneți pe maică ta să o respeți. Ia zi, nu îți fie frică. Vrei să-ți dau o berică? Nu vreau că-s cu Camila. Văd ca ai niște obiecte de fotbal. Alo! Lume si fără îndoială îi dau cupa mondială. Ca a alergat meciuri multe am să-i las la 1600. Ce mai am? Pe ronaldo -l fac balaur și îi dau gheata de aur. Fiindcă tu ai mult bănet să nu n bagi la amanet. Ce mai am pe aici? ca să aprecieze gestul, dau medalie la restul. Fiindcă ele atârnă greu, dau bucata la un leu. Alo! Am văzut că ai și un stand de produse bio cu specific răbesc. Am de toate pentru fani, vând orice ca să fac bani. Am obținut printr-o pilă lapte bun de la Cămila. Dar Cămila nu știu tată dacă e băiat sau fată. Bea ăștia din țări străine, nu contează de unde vine. Alo! Mulțumim frumos, domnul Jean. Văd că e și 40, cred că e pauză la meci. Am plecat. Alo! E foarte cunoscut băiatul ăsta. <laughs> Eu cred că l-am mai văzut la eforie. Da, e genul de negustor care vinde nisip în deșert. Păi da. cuvântul meu de dacă ești da. e și românul, îl vinde 100%. Da, chiar. Ce-i vinde dacă ai fi la campionatul mondial? Prostie. Ăsta... <laughs> nu, dar dacă ar fi să-ți faci o tarabata, că acum sunt sigur că toată lumea cumpără, și să ai acces, să ai o tarabă din Cartele asta... de metrou. Cartele de metrou în Cartele Dubai? Cartele de metrou în du... la... Băi... Da, n-ai văzut. Eu i-aș plimba cu Camila direct, ce vorbești? Păi, eu când am fost în Egipt, și câți bani au luat aia să ne dea cu Camila? Sau practic m-aș face taximetrist. Să le dă, mă duc cu Loganu. Să iau de la meci, să-i duc la hotel. Cât face cu 50 de sute. 50 de sute de lor. cine știe câți bani înseamnă. Da, sunt foarte multe lucruri pe care poți să le vinzi acolo. Sigur că da, mai ales apă. M-am gândit fix la de bază. Apa cred că e foarte scumpă. Sau au aș inventa Uh, un ceai cu aromă de bere, <laughs> că n-ai voie să bei bere. N-ai să băm, Dar cum poți să te uiți la meci să stai pe stadion să nu bei bere? Pe, uite așa, bei ceai. e ce da, foarte ce bun ceai, tu da. ce bine face el. Da, ce la noi poți... mai, mai, ales dacă ai ceva probleme cu urnii, bei și de la decoada șoricelului. <laughs> să vezi, uite, asta e un stand de ceaiuri la meci. Da. Știi? Coada șoricelului, ce mai pune? Mușețel. Uh, uh, <laughs> levanțică. Le... ceai de levanțică? Lămâie. Lămâie. Schimb gustul. Schimb gustul. Și faci un cei de hamei. Știi, și moi așa. Sigur. Nu mai idee avem aici. Vezi, Drău, românul e... Inventiv. Foarte. Nu te pui niciodată. Pe moment, cu... tot ce trebuie. <laughs> când îți vine, îți vine. Pac, pac. Vorbeam astăzi cu colegii și trăiau cu nostalgie momentele când naționala României se califica în meciul cu Argentina în 94. Eu n-am prins că sunt 93 născut. Și eu tot imaginează. de 93. Și mi-au arătat câteva imagini cu suporterii români care au ieșit în stradă. Dacă vrei să le vedem puțin, le avem imagine. Chiar, chiar. Sunt de-a dreptul emoționante. Eu ne le acum, le-am văzut prima dată, zic, băi, când băteam noi Argentina, cu 3 la 2, dacă nu greșesc, este două goluri, Ilie Dumitrescu și unul, Gică Hagi. Superb! Mă gândeam cum, ar fi, cum am fi arătat noi acum, dacă ne-am fi calificat, măcar să trecem de faza noi. grupelor. Da, Ce mai noi bucurii, măcar așa să ne cunoască americanii. Nici nu știau pe harta lumii unde suntem. De asta e și în prezent. e cel mai bun jucător da. român. Toți la fel. Vezi, George, oamenii de, bucurie. atunci, oamenii de atunci aveau bucuria asta simplă, omenia. Da. Bucuria omenească, bă... Eu, bu eu, cred că există și acum, dar nu am, ne mai având performanțele de atunci, nu știu, eu nici vreau să mă gândesc. La momentul ăla după Revoluție, cred că era, erau singurele clipe de pe care românii le aveau de bucurie. Dar cumva parcă și tradițiile erau tradiții, nu era fenomenul ăsta de globalizare. Adică, când știai că vine Crăciunul mă, era Crăciun. Uite, tu bucurie. Eu sunt sigur că și acum, dacă ne-am calificat, adică am văzut meciurile din Conference League, când s-au calificat echipele române. Au fost o bucurie fantastică. Stadioane pline, da. eu acasă mă bucuram fantastic. Și eu am țipat atât de tare cât ați zis televizor. Hai, George, <laughs> să fim sinceri. E... E eu totuși nu, o pot. Bucurie. nu pot, Îmi pare rău că nu mai, nu mai putem să trăim momentele pe care oamenii ăștia l-au trăit în acea perioadă. Eu încă și e trist. eu încă mai am speranță și acum mă încarc așa cu imaginile astea sperând că la un moment dat o să le trăim și noi pentru că am tot văzut zilele astea imagini cu suporterii de la campionatul mondial. Sunt sigur că noi dacă am fi fost acolo am făcut un spectacol pe străzi da, Deși clar. am văzut câțiva români care se învârteau pe un trandafir crește la firida mea. Am văzut ceva de deja. Am văzut face. cum trai, 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 trage iactul un port și imediat să scoate de Imediat box. facem repede o fără sunt fetele sunt la distracție, nu. Totdeauna ne distrăm, da. E uite câte lume în stradă. Doamne ajută dacă se uită fotbaliștii români din național acum să ne scoate și ei așa, să prindă măcar un moment în carieră în care... Țin minte că mi-a mi povestit mama, aveam un an, îți dai seama, la campionatul mondial de 94 și tata a învățat să ții pe păsilent. <laughs> când, gol, când a dat gol cu Columbia, atunci parcă Ilie Dumitrescu, dacă nu mă înșel, sau Hagi, sau... Hagi a dat un spectacol. Hagi, da? Țipa până ca... <laughs> Pe muțească. hai, cum să nu te bucuri. Te bucuri, aia este bucuria. Dragul, uh, Dragule, am și câteva super întrebări pentru tine. Pentru Eu pe asta uh, le așteptam. Ne-am delectat. Asta, nu, asta e partea... partea... Aute, jeep era Jeep, ford jeep. era Ford. Jeep. Da, da, multe mașini, multe branduri. Hai să nu, dăm, să nu dăm drumul la toate. Da, da, sigur că... <laughs> scu, scuze. Aia <laughs> erau mașini, ce să Mașini, da. Mașini, un motor, patru roți, aia uh, e. la super întrebări, Vreau să te întreb sincer, pentru că tu ai făcut fotbal. Ce regulă ai eliminat din fotbal, dacă ai putea? Ce Cartonașul taină? roșu. Cartonașul roșu? Da. Păi ce vrei să ia să memea Mamă, mă? ce spectacol ar fi! Ai, ai combinat două sporturi într-unul? Sigur că da. Ma, păi păi mi-am la... luat roșu, l-am alergat pe ce pe tot terenul, la Ultenița. Serios? Da. Și doar ce ai făcut mare lucru? L-ai alergat? Doar la mare, nu măcar l-am atins. Am <laughs> ce vid, goneta avea. El fugea, eu mă să văd dacă pot să țin pasul după el. L-am ținut până la un moment dat. <laughs> N-am capacitatea Pune de. Până te-ai lovit de un cartonaj roșu. Nu, nu, nu. nu M-am lovit de niște jandarmi. <laughs> A, ah, ok. Bun. Și atunci, dacă nu-i cartonaj roșu, să intre jandarmii pe teren când sunt incidente? Să se rezolve de la sine situația. Să vină un psiholog să vorbească cu Practic, arbitru să spună. Să jurizeze, știi? Adică ți-am dat un galben, Așa să-ți bat obrazul. Băi, la al doilea. ăsta era de roșu. Da? <laughs> la al doilea să fie... Nu-i frumos. Nu-i frumos. Nu-i două obraz. de mai tare. Dar ce regulă ai introduce în fotbal dacă ai avea puterea asta? Bă, ar... aici ai mai prins. Ar fi... Ar fi. Să poți să introduci... Eu, de exemplu, aș introduce, și-am mai zis, o piedică. <laughs> Măcar o dată pe repriză. Să <laughs> i faci pe acea. Ce... Da, știi, aia de -o făceam în școală. Da? Sau v-aș introduce aia. aia când... așa cu în când, se când pune unul așa, bă, a plecat și... și Să-l împingi. împingi. Da, mer asta merge la portari. La portari. Da. Cu pipidică. Da, mă? sigur că da. Ar fi. Genul ăsta de bregul aș introduce eu. Da. Măcar o dată pe... Sau să ai voie să pui mâna pe minge. Tot odată Ca pe Ca la hockey. C da, odată, odată. să-i să o arunci, să-ți o pui la voleu. <laughs> da, merge, 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 da, când te supărai și da. Dar nu mi iese niciodată. Regula, <laughs> Regulă, să poți să-i da. Iei mingea să o pleci cu ea acasă. Da, corect. Că doar am avut o în copilărie. Dar cine nu face asta? Nu. Nu mai joc cu asta, voi. zic. Da, asta e bună cu... E bună. O să le păstrăm pe astea? Hai că sun la federație. Da, da, după merge, merge. Or, la noi e posibil orice. <laughs> noi putem să facem nu, noi, Nu, Anglia, America e țara tuturor posibilități. Nu, no, în România. România. Ești în echipa actuală a Rapidului și descoperi că cineva ți-a furat ghetele. Pe cine bănuiești dintre jucători? Colegul meu de, post, da, meu de pe post, să dai seama. concurentul meu de post. Pe bă, Moldovan? Moldovan, Virgil. Care crezi că e mai pișicher? Virgil, e mai bandit. <laughs> El e... bandit, e Virgil, A. e bandit. Și unde crezi că ți-l ascunde? În tomberon. <laughs> Clar că nu cauți. Păi are sens, are sens. Am jucat fotbal, știu glumele de vestiar. A, ai avut vreun botez din ăsta dur? Da, am și dat. Și cu... Care e cel mai dur pe care l-am Cel mai dur le... pe care l-am făcut eu. Da. Da să fie de dat pe post. Era un avea, la fotbal să folosesc sau să folosea un încălzitor care nu mirosea și era și foarte puternic. Și aveam un coleg care tot timpul papion, costum, alea, Așa. Alea, că era, era jucat în Champions League și nu era la Liga da. 2. Și am luat acel încălzitor, i-am dat pe chiloți din wow. partea interioară cu crema frumos elegant wow. și a stat în spatele lui tot drumul. La semafor s-a dezbrăcat. Și pe cămașia am dat la subbraț, Part... ăla yes. nu mirosea și era foarte, foarte da. puternic. E sadism ce faceți. Da. E sadism. Mă da. bucur că n-am mers pe zonul. Am mai legat ghetele de Noi scaune. în comedie maxim ne facem mișto așa unul. Nu, 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 nu. Am, no, no, no. No, am mai legat scaunele uh, ghetele, ghetele de, de scaun. scaun. Da? Noduri la șirete. Și dacă n-avei ghete, ce legai? Șosetele? Găseai ceva, blugi între ei, n-ai? <laughs> Uite-mă, un om inventiv. Băi, creativitatea românului nu e -are depășită. Limite. Contract de 2 milioane de euro pe sezon în Qatar sau rezervă la Real Madrid? E grea asta, că ai zis mai devreme că visai la Real Madrid. Auzi, rezervă la Real Madrid tot e mii. Da, da. Un milion. Ei, da, da, nu și dacă cât te ține, cum te ține. Și... Da, Contractul da? e contract. Adevărat. Real Madrid, rezervă. E... Rezervă. Câștigi trofee. Și plus că ești unul dintre puțini români care te poți lăuda cu am jucat la Real Madrid. M-am antrenat. M-am antrenat la Real Madrid. Și ai văzut că de, de multe ori mai multe vezi când ești pe bancă, la cameră? Că da. mai filmează pe bancă, cum stau, asa. Da, 100% aș face vreo schimbă pe, pe etapă ca Eu să. aș apar. lua locul ăla aproape de antrenor. Când filmează mereu pe antrenor, m-aș uita la unghiul camerei și să stau acolo, să mă văd cât mai des. l și să zică comentatorii mereu, uite-l și pe românul nostru, George Tanase care da. e pe banca realului, poate, poate, intră și să mă băgă, Sigur că tot. da. Maxim, maxim încălzire pe, 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 latura terenului. Da. Și o ultimă întrebare, ce film le pune jucătorilor înainte de o finală, ca să-i motivezi? Dacă, dacă ai un film din asta care te-a marcat. E aș avea, dar nu se poate da mă post. <laughs> Am înțeles. <laughs> nu din categoria aia. <laughs> Poate singura acasă. Tot în varianta singura acasă. Da. Singurică acasă. Nu. Așa? A, ok. Rămâne la, rămâne la singurică acasă. Mergem și la super provocarea emisiunii. Merge. Știi? Am Știi alușit, super provocare? Am ceva la mine? Sau? Nu, A, nu, 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 Trebuie doar să ne spui. Mâine joacă Anglia cu Senegal și trebuie să vedem dacă anticipezi ce o să se întâmple în meciul de mâine. Cine câștigă și câte goluri se dau? Păi ca de fiecare dată publicul senegalez va fi la înălțime. Așa? Și Scorul contează? Da. A, contează. nu contează scorul. dă scor. Cine crezi că o să câștige? Bă, cred că o să fie un meci frumos și o să fie un meci cu puține goluri. Așa. Cam câte? Maxim 2-0, 2-1. 2-0 sau 2-1. Bun, punem 3 goluri. Hai, peste 2,5. 3 plus. <laughs> ok. Bun. 3 plus. Mergem mai departe. Câte cornere vor fi în prima repriză? 5. 5. Peste, peste 5. Peste 5. Ok. Bun. Uh, câte minute de prelungire vor fi în prima repriză? Oh, aici e dificil. Așa, am asomeno. S-ai văzut că se tot, pre, tot dau uh, multe prelungiri. În... Mergem tot, așa, peste 5. Peste 5 minute. Și eu cred la fel. Cred că chiar vreo 8. Da. Câte șuturi pe poartă vor fi? Câte goluri sunt? <laughs> 3. 3 șuturi. Cum 3. a zis, Ricchito aseară? Vor fi uh, două goluri. Uh, nu. Uh, 3 goluri și 2 șuturi. Păi da. Câte osai uri vor fi? Multe că ăștia de la Senegal aleagă rău de tot. Nu stiu, ca să foc. 17? Repede că trebuie să dau un număr. 15. 15, 15 offside-uri. 15 offside-uri. Gata, să-ți ajute a Dumnezeu. Alea și ultima, fost... mai avem una. Câte cartonașe galbene vor fi în a doua repriză? În a doua repriză da. fix, în a doua repriză. Da, fix în a doua. Maxim 3 trei cartonașe. Nu o se mai faultează ca, ca, pe vremuri. Nu să mai dă tată din spate să-ți rupă tendonul. <gătări> nu să mai pune piedică. No. Domnul Ștefan, îți mulțumim din suflet că ai trecut pe la noi. Și eu vă mulțumesc de invitație. foarte bine. Spor în luptele din cușcă. Mulțumesc Să-ți ajute Dumnezeu să ieși țeapă în și viu. să, <gătări> să mai vii pe la noi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine seară la 23.40. Să aveți o noapte liniștită.